Vremea schimbă foaia radical, totul din cauza unui vortex polar care ajunge diseară în România. Meteorologii au emis avertizări de precipitații și ninsori abundente ce intră în vigoare din această seară. Colega mea, Adina Iliescu, este la sediu ANM și ne spune ce ne așteaptă. Bună ziua, Adina! Bună ziua, Ilinca, bun găsit tuturor! Meteorologii nu vin cu vești foarte bune pentru zilele următoare și asta pentru că vremea se răcește brusc și vom avea parte inclusiv de fenomene extreme. Alături de mine se află meteorologul de serviciu Iulia Bărbulescu și ne va oferi toate detaliile despre aceste avertizări care sunt în vigoare sau vor fi în vigoare. Bună ziua, în primul rând! Să ne explicați puțin legătură cu aceste coduri. La ce să ne așteptăm și ce zone sunt vizate? Bun găsit, da, vorbim despre avertizări de cod galben și portocaliu. Într-adevăr, sunt vizate mai multe zone din țară. Avertizarea de cod galben intră în vigoare în această seară la ora 23 și este valabilă până miercuri dimineața la ora 10. Vor fi precipitații abundente în sudul și sud-estul țării, predomină în ploi, în nordul și în centrul Moldovei, în Transilvania și în Banat, precipitații mixte, cantități mai importante de apă. S-ar putea totaliza astfel 20-25 de litri pe metru pătrat și pe arii restrânse, îndeosebi în sud-vestul României, 40-50 de litri pe metru pătrat. Dar vorbim și despre avertizare de cod portocaliu, care intră în vigoare în această noapte la ora 2 și este valabilă până mâine la ora 22 pentru zona montană la altitudini mai mari de 1400 de metri în Carpații Meridionali și în sudul Orientalilor, unde vor fi precipitații abundente, ninsori însemnate cantitativ, s-ar putea totaliza 30-50 de litri pe metru pătrat, vântul va sufla cu putere la rafală, viteza lui ar putea atinge 55-60 de kilometri pe oră, viscolind ninsoarea și reducând semnificativ vizibilitatea. Și în cazul zonelor avertizate de codul galben, vorbim despre intensificarea ale vântului cu viteză la rafală în Muntenia, sudul Olteniei și al Moldovei, 55-65 de km pe oră, și pe arii restrânse 70-75 de km pe oră, o răcire accentuată la nivelul întregii țări, care se va simți încă de astăzi în jumătate de nord a României, urmând ca în această noapte mâine vremea să se răcească semnificativ în cea mai mare parte a țării. Nebulozitate accentuată astăzi în sud-vestul, centru țării, unde vor fi precipitații. La noapte nebulozitatea va cuprinde cea mai mare parte a țării, de asemenea și precipitațiile distribuite, cum am menționat anterior, în zona de munte, predominant ninsori și strat consistent de zăpadă. Temperaturile vor fi în zilele ce urmează cu mult mai coborte față de cele normale pentru această perioadă. În București, spre exemplu, pentru astăzi anunțate 15-16 grade, însă mâine nu vor fi mai mult de 7 grade Celsius, miercuri 5-6-7 grade cu 5-10 grade, chiar și mai mult de 10 grade Celsius sub normele acestei perioade, având în vedere că astăzi, spre exemplu, mod normal ar trebui să se înregistreze undeva între 12 grade în estul, depresiunile din estul Transilvaniei și nordul Moldovei și până la 17-18 grade în lunca Dunării în sudul țării. Ce reprezintă acest vortex polar de care spuneați mai devreme? Vorbim despre o masă de aer rece de origine polară care va cuprins și va cuprinde treptat cea mai mare parte a țării, aducând într-adevăr temperaturi mult mai coborâte față de cele normale pentru această perioadă și, din păcate, vorbim și despre formațiuni noroase care vor genera apariția precipitațiilor. Pe de o parte, temperaturi care caracterizează o vreme deosebit de rece pentru această dată și, pe de altă parte, și vânt puternic și precipitații abundente, viscol în zonele de munte, dar precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare vor fi posibile și în nordul și centrul Moldovei, Transilvania și Banat, unde și acolo ar putea să se aștearnă strat de zăpadă în intervalul următor. Când am putea primi vești mai bune și, bineînțeles, cum va arăta weekendul acesta, în care știm foarte bine că vor fi florile și Paștele Catolic? Da, conform estimărilor realizate de Meteorologia Administrației Naționale de Meteorologie, spre sfârșitul intervalului vor fi variații de temperatură de la o zi la alta, dar în general vom vorbi în continuare despre o vreme rece pentru această dată și, de asemenea, vor fi temporar și precipitați. Vă mulțumim foarte mult pentru toate detaliile. Așadar, ar trebui ca pentru următoarea perioadă să nu ne lipsească hainele groase și umbrela. Deocamdată acestea au fost informațiile. Ilinca, înapoi la tine!
Mulțumesc, Adina! Sărbătoarea Paștelui se apropie, iar proprietarii de pensiuni se întrec în oferte pentru cei care vor să petreacă autentic învierea Domnului. Ca în fiecare an, una dintre cele mai căutate zone este Maramureșul, acolo unde tradițiile sunt respectate cu sfințenie de localnici. Fie că vorbim de Paște sau Crăciun, e limpede că Maramureșul e preferatul românilor. Casele tradiționale, celebra Horincă, dar și bucatele delicioase cu care gazdele își așteaptă oaspeții, sunt piesele unui loc de poveste în care ai reveni oricând. În satul Breb, pentru Paștele care se apropie, localnicii pun la dispoziția turiștilor oferte de cazare după toate preferințele. Unii turiști vreau case mai noi, în stil tradițional, iar alții vreau case vechi, tot în stil tradițional. Și atunci au de ales. Noi avem și casă nouă și casă veche. Unde le place? Străinii, în general, preferă numai mai mult casa veche. Casa veche, care e de 120 de ani și recondiționată pentru a oferi turiștilor tot confortul. Și nu e de mirare. În casa veche regăsim 4 încăperi spațioase decorate cu elemente specifice satului maramureșan, în care oaspeții simt că se întorc pe vremea bunicilor. Tot de atunci datează și rețetele după care maramureșenii gătesc bucatele pline de savoare. Noi am pregătit pachetele de Paște începând cu mielul, cu umplut, copt la cuptor, cârnați, șold de porc, ouă de casă, hrean de casă cu smântână, tăte cât putem tradițional. Cu Horincă, cu ofânată, cu slănină, cu ceapă, cu ce trebuie. Pe lângă tradiționala masă de Paște, localnicii din Breb le pregătesc o mulțime de surprize celor ce aleg să le treacă pragul. Seară muzicală, plimbare cu căruța, costume tradiționale, care vreau să îmbrace să-și facă fotografii. Prețurile pentru toate acestea pleacă de la 400 de lei pe noapte de persoană. Oferte sunt pentru toate gusturile și toate buzunarele, pe plaiurile maramureșene. La Cavnic putem petrece sărbătoarea Paștelui atât la hotel cât și la căbănuțe. Cazările încep de la 110 lei pe noapte pe camera dublă, asta la vile, doar cazare, și ajung până la 390 de lei pe noapte la A-frame-uri, unde este o capacitate de 4 persoane. Anișoara abia așteaptă să ajungă de Paște în Maramureș, alături de familie, pentru 3 zile de poveste. Vrem să mergem în Maramureș pentru că se știe că acolo sunt printre puține locuri unde se respectă tradiția aia veche. Și bineînțeles, căutăm un loc unde să găsim oameni ospitalieri la prețuri foarte avantajoase pentru noi, mai ales că suntem o familie cu 2 copii. Toată lumea știe că atunci când mergi în Maramureș, primești de mâncare de seara, adică de dimineață până seara. Nu mor de foame, nu mor de sete. Și Raluca vrea să își aducă aici copiii de Paște. Alege Maramureșul tocmai din dorința ca micuții să cunoască tradițiile românești și să se rupă pentru scurt timp de viața de la oraș. Dorim să ne întoarcem la origini. Vrem și ca și copiii noștri să cunoască tradițiile sfinte cu ocazia acestei sărbători, pentru că la oraș s-a pierdut farmecul copilăriei noastre. Gradul de ocupare al unităților de cazare din Maramureș este de peste 50% în acest moment. Preșcolarii învață să recicleze. Grădinițele din sectorul 4 au lansat proiectul Ecoatitudine Start pentru Verde, care se va desfășura în următorii 2 ani. Copiii vor fi instruiți să arunce deșeurile corespunzător și să aibă o atitudine pozitivă față de mediu. Protejarea mediului este un subiect tot mai important de la o zi la alta. România se află pe ultimele locuri la reciclare și doar prin educație am putea ieși din acest clasament rușinos. A antrena, să zicem, și comunitatea locală, da, și părinții, și bunicii, și toți elevii, în a forma atitudini pozitive despre obiceiurile bune, vorbim astăzi, despre atitudinile pozitive, despre mediu, despre selectiv, despre a selecta deșeurile și a le recicla. Noi trebuie să formăm comportamente și deprinderi încă din rândurile școlarilor, antepreșcolarilor și preșcolarilor. Este important să ne obișnuim să reciclăm de la o vârstă foarte fragedă. În grădinițele din sectorul 4, pe lângă să învețe să numere și să deosebească culorile, copiii vor învăța ce să facă cu plasticul, unde să arunce hârtia și cât de mult poluează sticla. Avem de gând să învățăm copiii și părinții ce înseamnă a recicla, ce înseamnă a reutiliza, cum se reciclează materiale gen peturi, plastic, da, ambalaje, pentru că trăim într-o lume în care oceanele sunt pline de aceste ambalaje. Ne-am gândit că aici este cel mai bine să începem să construim. Și ce construim? Personalități.
le formăm de prinderi copiilor, le transmitem cunoștințe. Proiectul a fost lansat prin intermediul unui eveniment care a avut loc la Palatul Național al Copiilor și urmează să se desfășoare pe o perioadă de 2 ani. Suntem într-o perioadă în care celebrăm natura, trezirea la viață și de ce să nu recunoaștem, e nevoie de conștientizare când vine vorba de protejarea mediului. Prin intermediul acestui proiect, grădinițele vor promova soluții concrete la problemele de mediu din societatea actuală și vor încerca să le formeze comportamentul ecocivic copiilor preșcolari. Mergem acum în Japonia, unde în această perioadă este un adevărat festival al florilor Sakura. Acolo se află și colega mea, Mădălina Bichir, care ne spune ce înseamnă o vacanță în țara soarelui răsare. Bun găsit tuturor, vă spun din țara soarelui răsare. Suntem în Japonia, mai exact în Tokyo, iar ceea ce vedeți în spatele meu este Palatul Imperial din Tokyo, un obiectiv turistic pe care nu trebuie să-l ratați dacă veniți aici. Așa cum bine știți, Tokyo este considerată cea mai mare metropolă din lume și unul dintre cele mai moderne orașe, așadar obiective turistice sunt multe. Poate cele mai atractive sunt templele. Cel mai vechi templu de aici este templul Sensoji, pe care categoric trebuie să-l vizitați în această perioadă. Trebuie să vă spun însă că cel mai bun mijloc de călătorie aici este cu siguranță metroul și asta pentru că distanțele sunt foarte mari, taxiul este destul de scump, iar cu metroul ajungeți în doar câteva minute acolo unde aveți nevoie. De asemenea, trebuie să mai știți că cea mai bună perioadă în care puteți vizita Japonia este sfârșitul lunii martie, începutul lunii aprilie, tocmai pentru că acum este perioada în care înfloresc cireșii sau în care puteți vedea florile Sakura, așa cum le numesc japonezii. Este un adevărat festival aici în această perioadă. De asemenea, parcul Ueno este un punct foarte bun de atracție unde puteți vedea cireșii și vă puteți bucura de spectacolul naturii. Ce trebuie să mai știți este că în această perioadă biletele de avion sunt destul de scumpe, între 3.000 și 4.000 de euro de persoană vă costă o călătorie până în Tokyo și trebuie să vă rezervați din timp camerele la hotel. Un alt lucru important este că în continuare în Japonia aveți nevoie de un certificat COVID sau de un test PCR efectuat cu maximum 72 de ore înainte să ajungeți aici. Noi mai rămânem să ne bucurăm de peisaj. Atât de aici. La revedere! Mergem acum într-o cofetărie din Cluj-Napoca pentru a afla ce fel de prăjituri de post și fără zahăr pregătesc specialiștii în această perioadă. Colega mea, Silvia Cech, vine cu toate informațiile. Bună ziua, Silvia! Te ascultăm! Bun găsit, zahărul nu mai este deloc un ingredient principal atunci când vorbim de deserturi sănătoase și gustoase. O alternativă pot fi prăjiturile rovegane. Noi suntem la o astfel de cofetărie, iar alături de mine este Ilinca Sechei, fondatoarea acestei cofetării. Bine te-am găsit, Ilinca. Spune-mi, cu ce înlocuiți zahărul în aceste deserturi? Înlocuim zahărul cu siropul de agave. În principiu, toate prăjiturile pe cofetărie sunt cu acest îndulcitor, dar la cerere se poate pune și sirop de curmale, doar curmale, ștevia, miere, în funcție de preferințele clienților. Arată foarte bine aceste prăjituri. Sunt și reinterpretate? Sunt acele rețete clasice? Da, sunt rețete clasice reinterpretate. Este o reinterpretare după cozonacul tradițional. Avem acolo în cutie, care este și în cutia de Paște. O reinterpretare după tarte. Sunt multe dintre ele care sunt reinterpretate în varianta ro. Arată foarte bine, așa cum spuneam, dar sunt și la fel de gustoase? Sunt foarte gustoase, ele sunt foarte sățioase, sunt pline de nutrienți, pentru că conțin doar semințe și fructe, nu conțin coloranți artificiali, tot ce vedeți culoare este doar din fruct și atunci, cu siguranță, și gustul este pe măsură. Îți mulțumim foarte mult, trebuie să vă mai spun că aceste deserturi se pot consuma chiar și acum în perioada postului, dar cu siguranță și în afara acesteia. Momentan, acestea au fost informațiile de aici, la revedere! În această săptămână avem lună plină în zodia Balanță, iar energia ne îndeamnă să ne concentrăm asupra relațiilor. Vom avea parte de momente romantice, dar și emoționante. Vibrația săptămânii este cifra 5 și ne face să ne dorim schimbări în viața noastră. Iată ce au pregătit astrele pentru fiecare zodie în parte. În această săptămână se formează lună plină în Balanță.
energia vă îndeamnă să vă concentrați asupra relațiilor. Momente cu mult romantism, dar și multe emoții, secrete care ies la suprafață. Timpul potrivit pentru a elibera blocajele și pentru a vă îmbunătăți viața. Pe sectorul dragostei, balanțele și săgetătorii reușesc să mențină echilibru între satisfacerea nevoilor personale, dar și ale celor din exterior. Berbecii și vărsătorii reușesc pe sectorul dragostei să mențină echilibru, chiar dacă sunt tensiuni, conflicte și lucruri care ies la suprafață. Pe sectorul financiar și profesional, fecioarele și capricornii depun eforturi importante, dar aceste eforturi nu trec neobservate. Primiți recompense, laude și apreciere de la superiori. Gemenii și leii au foarte multe emoții pe care le revarsă pe sectorul financiar. Posibil să răbufniți și să spuneți anumite lucruri care să nu vă favorizeze pe termen lung pe sectorul banilor. O săptămână bună pe sectorul sănătății pentru tauri și pești. Reușiți să vă controlați emoțiile, să vă stăpâniți nervii și să fiți în echilibru. Scorpionii și racii pe sectorul sănătății au dificultăți, sunteți vulnerabili și puteți să întâmpinați anumite situații care să vă scadă sistemul imunitar și starea de bine. Vibrația săptămânii este cifra 5. Această energie vă îndeamnă să experimentați, să faceți schimbări. Sunteți deschis să aduceți în viața voastră noutățile, să eliberați ce vă blochează pentru a vă distra mai mult și a vă bucura de viața așa cum este. Culoare, design și ingrediente de calitate, asta se cere la concursul pentru cel mai bun tort al anului. În 2023, titlul a fost adjudecat de Adina Maria Sima cu creația Liberté Fraternité Souplesse. Am fost curios să-i aflăm povestea și am invitat-o alături de noi pe marea câștigătoare. Bun găsit, felicitări în primul rând! Mulțumesc foarte mult! Spune, știu despre tine că ai fost 9 ani în marketing și la un moment dat viața ta s-a schimbat. Te-ai apucat de făcut dulciuri. Ca să fiu sinceră, primele prăjituri le-am făcut de fapt în clasa 11-a. Făceam pentru tot blocul, non plus ultra, era biscuitul meu preferat. Și mama nu mi-l făcea cât mi-aș fi dorit eu. Am devenit expertă în biscuitul respectiv. Apoi m-am ținut de școală. Am făcut... cred că am trecut prin toate. Am studiat informatică în liceu, ASE, apoi am lucrat în marketing și în advertising și la un moment dat am zis stop, ia să fac eu prăjituri, că de fapt mie asta îmi place să fac. Ce te-a făcut să faci, să pui acest stop carierei tale? Un divorț. Ok. Simplu. Ai renăscut în acea... Da. Ai câștigat la nivel național competiția pentru tortul anului. Povestește-ne puțin despre acel tort. Este al doilea an în care particip. Anul trecut am fost super curajoasă și chiar îl vedem acum în imagini. Arată superb. Nu este acesta tortul, ăsta este cel pe design. Al meu este foarte mic pentru că eu am participat la secțiunea de gust și compoziție. Pe design nu, încă nu sunt destul de pregătită. Va urma. Da. Da. Și anul acesta tema a fost șu, pata șu, ecler. Delicios, sună delicios. Da, și mi-am dorit foarte mult să aduc în modern cumva eclerul și să-l fac fără gluten, fără zahăr, că mulțumesc. Tot vorbeam înainte că tu nu mănânci zahăr. Și dar fără să pierd esența, fără să pierd gustul. Știu că ați avut niște reguli bine trasate de urmat. Da. Tema a fost șu și să-l reinterpretez. Eu am transformat șul într-un tort, inclusiv pentru partea de jos am creat un mega șu de 22 de centimetri, era așa un mare, mare șu. Aici a fost cumva problematic, pe care l-am umplut ca pe un tort și apoi l-am decorat cu șuri mici. Am avut ca regulă să facem totul noi, de la zero, pentru că în cofetărie există foarte multe scurtături. Asta este, aici a ajuns piața,
Și mă bucur că a existat această regulă să facem noi totul de la zero. De ce ai ales acest nume pentru tort? Liberté, fraternité, souplesse. Patachou este o creație franțuzească. Ce e mai franțuzesc decât fraza liberté, fraternité, am și uitat, mă rog. Souplesse. Souplesse. Și am mers în direcția aceasta pentru că desertul ar trebui să fie despre libertatea de a te bucura de el. Fraternitate, să ne bucurăm cu toți, orice problema mea avea, că vrem să mâncăm cu zahăr, fără zahăr, fără gluten, pentru că este o problemă din ce în ce mai mare, intoleranța sau alergiile. Iar suples, pentru că mi se pare că se pune foarte mare presiune pe deserturi. Știi, românul mănâncă cartofi prăjiți, ceafă, ciorbă, salată, așa, tortul de la final mă îngrașă. Și nu este chiar așa și aici este mica mea ironie că na, un desert nu te îngrașă. Cred că ar mai trebui să le mai dăm un sfat că atunci când mănâncă ceva bun să se bucure de lucrul respectiv, dacă tot îl mănâncă, tot adaugă calorii pentru ziua respectivă, să-l mănânce cu drag. Și dacă stai să te gândești, noi toți am crescut cu prăjiturile bunicilor, mătușilor și n-am ieșit care niciun... Care erau delicioase și aveau foarte mult zahăr. Exact, și niciunul nu s-a îngrășat de la prăjiturile respective. Dacă sunt făcute cum trebuie, nu zic că nu îngrașă, dar te bucuri de o felie mai mică și o apreciezi la exact cum trebuie. Știu că inițial ai vrut să realizezi un tort din bomboane pe bază de zahăr și ciocolată. Ce te-a făcut să îți schimbi decizia? Nu despre tort este vorba. Cred că este vorba de ce am vrut eu să fac pe piața românească la început. Într-adevăr, am fost în Marea Britanie să învăț să fac bomboane pe bază de zahăr. Pentru că nu există, mie mi se pare că piața noastră nu prea are partea asta bine acoperită. Am învățat să fac, se numeau fudge. Oribil numele, nimeni, niciunul dintre prietenii mei nu era în stare să-l pronunțe. Foarte bune, dar greu vandabile pentru că n-aveai cum să le numești până la urmă și na, ai... Dacă vrei să existi pe o piață, trebuie ca clientul să poată să pronunțe ceea ce vrea să cumpere de la tine. Care a fost cel mai complex desert pe care l-ai făcut și cât a trebuit să stai în bucătărie pentru el? Cel cu care am câștigat tortul anului, pentru că are, cred că, 10 subcomponente și fiind fără gluten și fără zahăr, pe fiecare dintre ele a trebuit să o fac eu. Și cred că 3 zile a durat până să ajung la partea de montaj. A trebuit să-mi fac fiecare element în parte. Și pentru tortul de astăzi. Astăzi? Cât efort ai depus și ce fel de tort ne-ai adus? Colegii mei abia așteaptă să terminăm emisia. Da. Astăzi am adus un tort ușor nonconformist. Eu îmi doresc foarte mult să aducem în prezent cofetăria bunicilor și mătușilor și mamelor și să-i dăm o formă modernă. Și avem un tort cu foi, cu sos de roșii, cremă de portocale cu făină de casava și orange curd vegan. Este un tort vegan, fără gluten, din păcate are zahăr. Nu am renunțat la zahăr în tortul acesta, dar am scăzut cantitatea de zahăr pentru a pune în evidență aromele. Este prăjitura cu sos de roșii care se făcea dintotdeauna de către mamele și bunicile noastre de Paște și de Crăciun, adusă într-o formă modernă, cu tehnici moderne, fără gluten și vegan. Îți mulțumim că ne-ai îndulcit emisia de astăzi. Cu mult drag. Și te mai așteptăm la noi. Și eu aștept să mai vin. Doamnelor și domnilor, jurnalul se încheie aici. Nu uitați cele mai importante informații, le aflați de pe site-ul știrilecanalde.ro. Acolo aflați detalii despre grindina care a lovit mai multe județe, casele au fost distruse de apă, iar străzile acoperite cu gheață. Dar și că 2 români și-au pierdut viața în timp ce încercau să treacă ilegal granița din Canada în SUA. Tot de pe site aflați că furtunile au făcut prăpăd în SUA, acoperișul unui teatru s-a prăbușit chiar în timpul unui concert. Dacă aveți o știre pentru noi, așteptăm imaginile, pozele și informațiile pe numărul de WhatsApp 0753 123 133 sau ne puteți trimite un e-mail la adresa info@canalde.ro.
www.radioshow.ro. Sunt Ilinca Obădescu, vă mulțumesc pentru atenție, să aveți o zi frumoasă! Bună ziua, dragii mei! Astăzi vremea intră într-un proces de răcire în jumătatea de nord a țării, iar în rest valorile termice se vor situa în continuare în jurul celor specifice pentru această dată. Înorările vor fi temporare, iar ploile se vor semnala local în centrul și sud-vestul țării, iar spre seară și în extremitatea de sud. La munte vor fi precipitații mixte. Vântul va prezenta intensificări în vestul și nord-estul teritoriului și pe arii restrânse în rest. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 7 și 16 grade. Iar acum să vedem ce se întâmplă cu vremea în fiecare zonă a țării. În Muntenia cerul va fi variabil cu unorări temporare și ploi slabe. Vor fi 14 grade în Târgoviște, 15 grade în Ploiești. În Transilvania atmosfera va fi una mohorâtă, iar ploi vor fi doar pe arii restrânse. Vor fi 10 grade în Sibiu, 8 grade în Cluj-Napoca. În Moldova se anunță o zi închisă, iar maximele ajung iată la 16 grade în Focșani, 7 grade în Botoșani. În vestul țării, meteorologii anunță ploi pe arii extinse, iar termometrul va indica maxime de până la 9 grade în Oradea, 10 grade în Timișoara. În Oltenia, cerul va fi variabil cu unorări temporare și precipitații sub formă de ploaie. Se vor înregistra 15 grade în Slatina, 14 grade în Râmnicu-Vâlcea. În Dobrogea, cerul va fi mai mult înorat și pe arii restrânse va ploua slab. Vor fi, iată, 13 grade în Constanța, 13 grade și în Sulina. În capitală, cerul va fi temporar noros, iar mai ales spre seară sunt anunțate ploi. Vântul va sufla slab până la moderat, iar temperatura maximă ajunge la 16 grade. La noapte, cerul va fi mai mult înorat, sunt condiții pentru ploaie, iar minima coboară la 4 grade. Mâine, să știți că se răcește simțitor, va fi anormal de cald pentru această dată, sunt anunțate și precipitații, iar în jurul prânzului vor fi doar 8 grade. La munte, cerul va fi mai mult înorat și se vor semnala precipitații însemnate cantitativ. La început vor fi precipitații mixte, apoi predomină ninsorile și se depune strat de zăpadă, ceva mai consistent în Carpații meridionali și de curbură. Termometrul va indica 6 grade în Sinaia, 3 grade în Semenic. Iar acum prognoza meteo personalizată. Alexandra m-a întrebat cum va fi vremea pe 16 aprilie în București. Maxima ajunge până la 15 grade, iar cerul va fi înorat. Dacă vreți și vă o prognoză meteo personalizată chiar în direct, aștept mesajele voastre, ca de obicei, pe adresa de mail meteoaron@canalde.ro. O după amiază excelentă să aveți, indiferent de vreme.